S-au tras focuri de armă la Miuhen în ceea ce pare un atac terorist chiar lângă Consulatul General al Israelului. Ajunse la fața locului forțele germane de poliție l-au împușcat mortal pe suspectul înarmat. Poliția din München a intervenit după ce mai multe focuri de armă au fost trase în fața centrului de documentare nazist din oraș. O înregistrare video care circulă pe rețelele sociale pare să arate un schimb intens de focuri în apropierea consulatului. Incidentul s-a petrecut în zona Breinerstraße și Karl-Lonin-Platz, unde autoritățile au asigurat un perimetru de securitate și au trimis un elicopter al poliției pentru a supraveghea zona. Focurile de armă au fost trase în apropierea Consulatului General al Israelului, care este situat la câțiva metri de centrul de documentare, clădire care a fost în trecut sediul partidului nazist și care acum servește ca memorial și muzeu. Din fericire, nu există răniți în urma atacului, iar atacatorul a fost neutralizat de forțele speciale ale poliției. Ministerul de Externe al Israelului a transmis că în acel moment consulatul de la München era închis din cauza unui serviciu memorial cu ocazia comemorării atacului grupării Septembrie Negru asupra atleților olimpici israelieni în timpul Jocurilor Olimpice din 1972 de la München. Germania, la fel ca multe țări din Europa, a fost în alertă cu privire la potențialele riscuri de securitate în jurul facilităților israeliene în contextul conflictului din Gaza și al tensiunilor mai ample din Orientul Mijlociu de la atacurile Hamas asupra Israelului din 7 octombrie.